n-am să vă aduc repunte în această seară, dar vreau să vă las cu un singur gând care sper să rămână în mintea voastră, bine adânc în rădăcină. Textul sau ideea pornește din Efeseni, capitolul 1. Îmi pare rău, am Biblia în engleză, din Texas, în engleză am venit. Îmi dați voi să citesc în engleză? E ok. Spune aici, hai că citesc în românește, aveți Biblia în românește? Tot la îmbonajul. Ai, mă vreau să scap de el. În Efeseni, dacă aveți Biblia citit, deschideți-o, vă rog, din Efeseni. După Galateni, nu ajungem și la Efeseni. Și este un singur gând. Din primele versete, din deschiderea acestei scrisori pe care Pavel o scrie creștinilor din acest oraș, din orașul Efes. O scrisoare scrisă de mult în urmă. Nu știm și nu am să intrăm în detalii în această seară de ce a fost scrisă și când a fost scrisă. Știm doar că apostolul Pavel, sub călăuzirea Duhului Sfânt, a scris această scrisoare unei biserici din orașul Efes. Și îl spune așa, Pavel, apostolul al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către Sfinții care sunt în Efes și credincioșii Hristos Iisus, și am spus noi mai devreme, har și pace. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Și apoi intră puțin mai adânc și spune, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos. Și apoi începe o listă, la care noi ne vom opri doar la primul punct. Și el spune așa, în El, adică în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit și mergem mai departe. Aș vrea să rămânem la această idee. Că Dumnezeu, în Fiul Său, Iisus Hristos, ne-a binecuvântat cu multe binecuvântări și nu numai cu multe, cu toate binecuvântările, dacă citim atent acel verset. Prima aplicație ar fi când cârtim sau când ne plângem. O jumătate de gură să ne plângem, dar cu cealaltă jumătate de gură să ne amintim că avem și multe lucruri de a ne mulțumi și a fi binecuvântați și a fi mulțumitori. Înțelegeți ideea? Eu nu zic că această viață este totul perfect. Și că am avea pe o parte a gurii multe lucruri negative de a ne plânge. Dar totuși, Apostolul Pavel ne spune că suntem binecuvântați. Toate binecuvântările. Deci cealaltă parte a gurii noastre, când vorbește, să spună și lucrurile bune pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi. Să nu rămânem blocați doar în cele negative. Al doilea gând, și este gândul care este pentru mine poate cel mai important, este în următorul verset, unde spune că Dumnezeu ne-a pus deoparte să fim sfinți și fără prihană. Acum, a fi sfânt și a fi fără prihană sunt două lucruri în Biblia românească împachetate în niște cuvinte tare, tare religioase. Și înainte să înțelegem aceste cuvinte, dați-mi voie să vă aduc aceeași idee, dar din altă perspectivă, ca să înțelegem. Sunt oameni care, de profesie, studiază omenirea. Studiază oamenii. Studiază cum oamenii gândesc, studiază cum oamenii simt. Nu studiază nici medicină, nu studiază nici poduri, nici drumuri. Studiază pe om. Sunt specialiști în a descrie pe om. Acești oameni, poate că îi numim psihologi sau psihiatri sau counselors, cum vreți voi să-i spuneți?
Acești oameni spun așa, că au tras o concluzie. Că cea mai importantă nevoie a omului este nevoia de a fi important. To be important. To feel like you are somebody. Este cea mai importantă nevoie a omului. Și a doua, aproape de prima, este ideea de a fi important, este să fii și, a spune eu, bine privit sau să nu fii, asta poate fi bine mai spus, mai bine este spus în formă negativă, să nu se bage negativ sau să nu se bage de vină. Acest lucru văd foarte clar când lucrez cu angajații mei. Dacă le spun ceva negativ sau le spun o corectare în public, ia să vreau. Am învățat să trebuie să le spun în privat. Pentru că dacă le spun public, le înjosesc imaginea lor în fața ochilor celorlalți angajați. Și dacă a citit cineva azi dimineață textul, câteva versete mai înainte de textul de azi dimineață, este vorba de același lucru acolo. Dacă fratele tău greșește, spune-i în privat, apoi spune-i cu doi sau cu trei și apoi spune-i la toată lumea în biserică. Adică omul are nevoie să își mențină acea imagine publică. Așa spun specialiștii, că vrem să fim importanți, să fim cineva, și vrem să fim cu o imagine pozitivă, o imagine bună în fața celorlalți. Ma dacă e așa sau nu e așa, nu știu. N-am făcut studii la mii de oameni să ajung și eu la aceeași concluzie, dar vă spun ceea ce spun alții. Și probabil că e așa. Pentru că dacă ne uităm la ce spune Pavel, el asta spune, dar în cuvinte religioase, în cuvinte duhovnicești, spune așa. Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți și fără prihană. Acum sfint, cei ce studiază limbile originale a Bibliei, spune că a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. E aceeași expresie în greacă cu a fi pus deoparte. Vrea cineva să fie important, vrea cineva să fie scos din rândul normal și să fie pus deoparte pentru o slujbă sau un scop diferit, acel lucru sau acea persoană este sfințită, pusă deoparte. Și eu cred că Dumnezeu a știut de această nevoie noastră de a fi importanți. Și El împlinește la cel mai adânc nivel această nevoie noastră de a fi cineva și de a fi importanți. Când zice, în Hristos am să vă pun deoparte, adică am să vă sfințesc. Și a doua nevoie, aceea de a fi întotdeauna văzuți bine, de aceea de a nu, să nu ni se bage de vină, este când spune că suntem neprihăniți. Dumnezeu a știut de această nevoie de-a noastră, de a fi cu o față curată, de a avea o imagine curată, și El zice, am să vă dau bine deoparte și am să vă fac neprihăniți. Nu pentru azi, nu pentru mine, ci pentru veșnicie. Pentru veșnicie. Pentru totdeauna. Pentru totdeauna am să vă fac oameni importanți și am să vă fac oameni care n-aveți nicio vină. Nimeni nu va mai putea să vă bage de vină. N-am văzut aceste lucruri în text. Am de zile. Până când am început să lucrez cu oamenii și să văd că oamenii sunt niște ființe deosebite, făcute de Dumnezeu, până când am început să învăț ce înseamnă omul, ce înseamnă simțămintele omului, și am auzit de la alții că aceste două idei sunt cele mai importante lucruri pe care oamenii le caută. Și apoi când am citit acum câteva luni de zile în urmă, pe semn, și am văzut Dumnezeu ne consideră sfinți, adică puși deoparte, diferiți de restul lumii. Și ne consideră și curați. Zic, Doamne, îți mulțumesc că Tu ne cunoști nevoile noastre și începe acea listă lungă de binecuvântări cu aceste două lucruri, cele mai importante lucruri. Așa că vă las cu acest gând, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Dumnezeu să binecuvânteze această biserică, frații și surorile, părinții, copiii, tinerii. Dumnezeu să vă dea har și să vă dea pace. Amin.